va fi un joc cu un premiu în valoare de 3500 de euro de la Balmain. Sunt cu diamante aceste bijuterii. Un lănțișor cu pandant, da? Da. Un ineluș și o berghe de cercei. Pentru toate lucrurile astea frumoase, trebuie să vă luptați. Jocul este în felul următor. Băieții vor avea un traseu pe care trebuie să-l parcurgă de la ușa aceea, de la terasă și până la masa aceasta. Sunt legați la ochi și însoțiți de fata care este dragă, ce să zic. Băiatul va merge în mână cu această sticlă de vin de la domeniul Ciumbrun și fata îl va ghida. Am dat de start. Când ajungeți aici și ați umplut paharele până la semn, eu dau stop. Perechea care are cel mai bun timp va câștiga 3 fise pentru tonomatul acela. Locul 2, 2 fise și locul 3, o fise. Baftă! Succes! Anda, ești pregătită? Eu da, dar nu știu, cred că pe jumate. Haide, prima echipă! Start! În partea dreaptă, te rog, fă un pas lateral, încă unul, acum ridică piciorul stâng și mai mult. Haide, hai să înaintăm. Stânga, vezi pe o dreaptă, ridică piciorul. Așa. Dreapta un pic. Ridică mișto! Ușor, vă rog frumos! Stânga, dai înainte. Stop, 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 stop! Zi! Stânga, nu dreapta! Scoate piciorul! Scoate! Ok. Pe dedesubt, jos, jos, jos. Ridică piciorul sus. Mai în față puțin, mai în față puțin. Nu, 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 nu. Dreapta, zi! Dreapta, în față, în față! În față, în față, în față, în față! Înaintează, ai ajuns la masă. În dreapta sticla, te rog. Un pic mai în față, un pic, stânga, stânga. Ok? Ok, toarnă, repede, repede! Repede, 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 repede. Gata. Puțin mai în față. Haide, dai drumul. Hai, 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 mai repede. Mai în spate, mai în spate. Aici? Mai în față, mai spate, așa, ok, ok. Ușor, mai în spate. Toarnă, 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 toarnă. Mai la dreapta, mai la dreapta, mai la dreapta. Mai la spate! Toarnă, 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 toarnă. Stop! După așa prestație, aproape fără de greșeli, clasamentul i-a așteptat cu sufletul la gură. Andra și Armando au făcut 1,50. 1,52 Andreea cu Lică și mai este 2,11 Cătălina cu Florin. Bravo! Bravo! Cum vi s-a părut concursul? Greu? Foarte tare! Super frumos! A fost concurs cu vin, sticle, pahare! Ați băut și paharele la sfârșit? Hai de capul meu! Ia uite! Că am fost legați la ocă, dacă nu mai rămânea nimic în stil. Ne-am distrat mult, n-am băut. Am văzut, mă, v-ați distrat, Lică! Cum să lipsesc eu de la proba asta? Nu intrai tu la proba. Da, dar ei n-au băut nimic, doar au pus... Păi asta zic, că paharele alea au trebuit golite de cineva, de cine? Continuați emisiunea, vă rog. Știu că au fost și oameni descalificați, așa este? Dau apă. Așa este, dar ce s-a întâmplat? Haide, mai bine, vedem materialul și povestiți voi ce s-a întâmplat de ați fost descalificați, Petronela și Lică. Bine? Haideți să vedem. Uite-te la mine, nu te uita pe mine. Da, hai, hai, hai. Bă, uite-te la mine, ți-am zis, bă, uite-te la mine, păi dă-i, merg pe încredere, uite-te la mine, nu te uita pe mine, zi. Ok, sunteți pregătiți? Da. Start, zi. Hai, hai spre dreapta, ușor, e coardă, ridici piciorul. Nu, ridici piciorul, coardă. Așa, tare, zi. Hai, coardă. Așa, zi. Hai, că e bine, înainte, hai, lapte jos, hai, 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 hai. E bine? Zi. Hai, hai în față. Coardă, coardă! Zi! Haide, haide, e bine! Coardă, coardă, coardă! Nu, mai în față, mai în față, mai în față, mai spre dreapta, înapoi, stânga, stânga, e bine! Acum, toarnă, toarnă, un pic în spate, perfect, toarnă, toarnă cu tupeu, dai, 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 nu contează! În spate, în spate, în spate, e bine, e perfect, bravo, bravo, dai, lasă, rămâi acolo, hai înapoi, nu contează, toarnă aici, în față, în față, hai, acum, toarnă, în spate, în spate, în spate! Și ei au terminat toată sticla. N-avem decât acum să-i descalificăm. Nu! Hai, lasă-mă că nu mi-ai explicat cum trebuie nimic, că ești secunde. Eu nu sunt de acord pentru că nu mi s-a plătit. Hai să mergem, că nu mai vreau. Nici eu nu sunt de acord că nu mai dirija cum trebuie. Nu mai vreau. Hai, lasă-mă. Pentru că n-au umplut ambele pahare, au fost descalificați? Acesta a fost motivul sau au mai fost și altele, Niculina? Nu, pentru faptul că n-am avut nici timp. N-aveau nici timp. Și dacă... Oricum timpul era peste... alți concurenți. Numai că neșansa lor a fost să dea foarte mult vin pe lângă pahar și nu... Ei au pus toată sticla într-un singur pahar. Adică pe lângă pahar, mai mult decât în pahar. Eu am crezut că dacă sunt două pahare, un pahar trebuia să-l beau eu și unul Lică și am zis că eu oricum nu beau și așa că... Dacă nu bei tu, trebuia să dea pe jos. Am zis mai bine. Să nu fiu nevoită să beau eu. Bine, nu a fost nimeni nevoit să bea. Da, îmi spun în spirit de glumă, nu. Asta a fost un joc, l-am tratat ca atare, mă bucur totuși că Lica a ajuns în top 3 și asta e cel mai important. Dar nu cu tine. Dar, doamnelor, s-au iscat și certuri la acest concurs? Bineînțeles, pentru că a fost un joc nou, ceva nou, și pentru noi și pentru ei. Noi am ținut cont să fim imparțiale, pentru că șansa nu o iei nimănui și norocul. Foarte mult a contat timpul. Dar, după cum s-a văzut, au fost și aceste aspecte că s-a turnat pe lângă. Într-adevăr că au fost și, ca în orice concurs, și câte unul care nu a fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, însă... Cine? A fost Alina, puțin nemulțumită, și Ina. Și Ina, da. Dar voi ce ați avut de împărțit? Ce nu v-a convenit? Pentru că ne-am dat exemplu, că am fost cei mai coordonați, că ne-am ghidat, că am ales traseul cel mai ușor, pentru că am spus, sunt inteligentă, am ales traseul mult mai ușor. Dar însă am fost ultimii, 4 minute și m-am simțit foarte prost. Păi i-a încurcat-o la vin acolo, cu pusul, cu n-au fost atenți să pună până la semn, a trebuit să se întoarcă înapoi, eu nu puteam să-i corectez, pentru că regula a fost de la început, puneți până la semn. Îi lăsam, au umplut paharele cu grijă, că ea cu grijă a fost de când a plecat cu el. La 4 minute cred și eu. Exact, spus la punct, adică... La Alina s-a terminat paharul și i-am dat o sticlă. I-a zis, nu e normal că ceilalți, la mine s-a pierdut timp. Adică au fost cumva niște chestiuni care nu s-au sincronizat. Nu-i nimic, stați liniștiți, pentru că de concursuri veți avea parte în fiecare zi. Și astăzi veți avea parte de un concurs, pentru că trebuie să ajungeți la Tonomat și să vedeți, să vă ridicați de acolo cadourile, cui iese. Oricum, știu că au fost ceva discuții între voi după acest concurs, așa că haideți să urmărim împreună un material și discutăm pe baza lui ce să facem, nu? Inelul îi poate duce pe concurenți în marea finală mireasa. Cine va primi inelul? Cine va pleca acasă? Dar mai ales, cine va ajunge în marea finală? A sosit momentul deciziilor. Spuneți da iubirii la Antena 1. Păi tu ce faci? De ce ești legat? Mi-am dat aia, gata, am câștigat. A făcut 1 minut și 50 de secunde. Cât? 2 minute, ceva de genul. Dar cred că am dărâmat alea. Cred că am dărâmat când... Păi, dar nu ai, frate, normal nu e. Adică am dărâmat o coardă de aia când am pus... Păi și trebuie să fii penalizat. Eu știu că te oftici acum și Ciprian, dar asta e. Înseamnă că nu ți-o cronometrat de când a trebuit. Sau mi-o cronometrat mie prea târziu. Ciprian, știu că cauți de astea acum. Te-am făcut dublu, prietene. Liniștește, ți-am zis că te bat astăzi și râd de tine toată ziua. Te-am bătut la... Eu chiar am izat că voi să rămâneți prieteni până la final. La dublu, te-am bătut jumătate timpului tău. Adică n-ai. De când te-a băgat Ciprian în izolare, văd că deja începi să-l ataci subtil tot timpul. Nu, îi spun doar adevărul că-l fac la orice sport. De asta ești ofticat acum? Da. Pentru că nu văd în ceață, că din alea. Ciprian, mă așteptam că e mai bun, mai competitiv, mai așa, mai... Da, chiar ești maxim și la orice joc, și cărți, și tot, îți de mori. Nu e, tu te vezi pe tine acum, tu vorbești din punctul tău de vedere și fie... Tu te descrii că e Luandra, bravo. Tu te descrii pe tine. Andra te înțelege, altcineva te înțelege. Și nici nu merge, că nu știi cum e. Vine din interiorul. Vorbele tale ajung până aici, până la un zid, după care se reflectă înapoi la tine. Ceea ce spui tu este vorba strict despre tine. Vorbele tale sunt făcute din topuri. Ar trebui să înveți să... Dar de ce ești agitat așa de tare? Știi că se apropie minciuna? Sunt competitiv. Știi că se apropie minciuna pe care ai spus-o și ești agitat? Sunt competitiv și vreau să se termine mai repede ca să îmi iau locul 1 sau podiumul. Să fii fericit. Sunt mulțumit și cu podiumul. Războinicul din tine. Da. A ieșit la suprafață, Ciprian. Ca să înțeleg acum cu jocurile care vor urma, vor fi și foarte multe neînțelegeri. Nu. Noi ne tachinăm tot timpul. Așa. Acum, de data asta au avut și un motiv. Armando era bucuros. Dacă n-a intrat Ionuț, am făcut vreo 2 minute. S-a schimbat Armando la față, da? Am observat că voi nici nu ați fost atenți timpul pe care l-ați scos, la timpul pe care l-ați scos. Tu te-ai trezit că ai spus de 2 minute și... Nu, un minut 50 și ceva știam. Am văzut. Când ai intrat Ionuț cu 2 minute, știi că ești primul, dar nu erai sigur. Eram foarte bucuros de aia. Da, oricum, da, s-a văzut, ați fost bun. Mai aveți grijă, iertați-l, el a trebuit să recupereze timp. Da. A fost plecat din casă. 2 minute de aici, 2 minute de acolo. Câte zile a fugit ea, a fost el plecat? Felul în care a parcurs el traseul ăla a fost, Doamne Dumnezeule, deci zice că acum dărâmă tot și se termină și de Andra pe el și el pe Andra și... Eu oricum le-am purtat de grijă că deci, era un... Și cântăm la botez. Un haos total. Deci puteam să asistăm la nu știu ce. Da, e bine că ați ajuns întregi. Andra, ai ceva vânătăi noi pe picioare? Nu, e bine. Andra oricum e tot timpul vânătăi. Ea se împiedică oricum tot timpul. Ei au fost pe podium, au luat 3 fise și le-au pierdut toate 3. Vedem acest lucru după publicitate. Rămâneți alături de noi.